Salutare și bine ați venit pe canal. În acest video o să vorbesc despre centrifuga spate sau ambreiaj, spate, scooter, cum vreți voi să-i ziceți. Problema e că mulți dintre voi îl aleg la nimereală, cum e oala la ambreiaj, așa ambreiaj îl aleg. Nu o să vorbesc neapărat despre ambreiaje de tuning, o să vorbesc despre ambreiaje normale, care se găsesc la un preț destul de bun. Dar există o diferență mică, mare și destul de mare între ele pentru ce aveți nevoie, cum alegeți centrifuga spate, nu neapărat centrifuga și saboții, deci aceștia. Problema e că nu doar să fie bun și să arate bine și ce arcuri folosim, problema e și dimensiunea. Și într-adevăr, dacă alegeți, dacă aveți un ambreiaj de 107 și alegeți un ambreiaj de 115, mă refer la saboți, și se potrivesc pe aceeași culie, problema e că va trebui să schimbați și oala, pentru că oala de 115 logic trebuie să fie de 115 ca să încapă pe el, că dacă folosim o oală normală de 107, clar nu intre pe el, deci va trebui și oala schimbată, clopotul de pe ambreiaj. Și acum o să încep cu cel standard, care pot să zic că 80% dintre voi îl folosesc, este vorba de acesta, pe 107. Ăsta este între. Nu oferă nici tracțiune senzațională, dar nu oferă nici viteză maximă. Așa, pentru că pentru cei care vor confort, păstrați tot 107. 107 mă refer saboții, deci 107 mm. No. Pentru cei ce doresc, cum am spus, confort și toate astea, folosiți centrifugă de 107, iar arcuri albe, cel central alb, iar cele mici tot albe pentru confort. El pentru asta este. Confort, în special. Deci asta aș recomanda la saboți de 107 mm. Pentru cei care vor tracțiune în plus, le-aș recomanda saboți de 115. Saboții de 115 oferă o tracțiune mult mai bună, mult mai bună, pentru cei care vor dealuri și toate astea. Problema e că va trebui să alegeți și oala, adică clopotul tot de 115. Iar la saboți, culia poate să rămână tot aceeași, de Yamaha. Uitați-vă aici, este o culie de Yamaha normală, doar că folosiți saboți de 115 pentru tracțiune în pantă. Aș recomanda arcuri roșii, și cel mare roșu și cele mici roșii, iar saboți de 115 cu oala, clopotul tot de 115, și asta vă va oferi o tracțiune foarte, foarte bună, adică dacă vreți dealuri, să patinați, să faceți drifturi și nu știu mai ce. Cam asta veți obține cu saboți de 115 mm. Iar pentru cei care vor viteză și nu vor să pună, știu eu, pinioane sau seturi mari sau etc., aș recomanda saboți de 105 mm. La fel trebuie clopot de 105 mm. Eu am acum pe scooter și am văzut că este diferența de vreo 10-12 km la oră față de un 115. Și vreo 7 km, 8 km la oră în plus față de un 107. Acestea sunt pe două arcuri. Ăsta este original de Yamaha, dar se găsește și din astea mai ieftine. Cum am spus, va trebui clopot tot de 105. Arculețe astea standard de Yamaha au albastre, dar pe astea, ca să aveți o viteză bună, să scoateți tot ce e mai bun din el, aș recomanda arcuri galbene
și astea două, sau astea două poate să rămână albastre, iar cel central de între fulie și saboți, aș recomanda galbenul. Vă oferi o viteză destul de bună. Pentru cei care doriți doar șosea, viteză și așa mai departe, aș recomanda role de 5 grame cu arcul galben, cel central. Astea două nu chiar contează atât de mult, dar totuși de preferat albastre sau galbene. Cum am spus și mă repet încă o dată, trebuie și o oală de 105, iar cu ăsta vă garantez că obțineți, dacă aveți un 107 pe scooter sau 115, vă garantez că veți obține undeva la 10-12 km în plus și e foarte mișto să obții doar din această chestie o viteză mai mare. Într-adevăr, se observă undeva la 40 de km la oră, orice arc ar fi, se observă o mică încetinire, după care o turație foarte, foarte bună. Deci, cam asta ar fi despre ambreiaje, nu sunt ambreiaje de tuning, n-am venit cu să vă arăt nu știu ce ambreiaje sau tuning sau așa, am venit să vă arăt la un preț bun și cum se poate tuna un scooter ca să aveți ceea ce doriți pentru ce-l utilizați, că unii îl utilizează pentru câmpuri, dealuri și așa mai departe, unde clar va fi un ambreiaj de 115 cu niște arcuri roșii, full, și într-adevăr va fi ceva, chiar role de 4,5 sau 4 grame, va fi ceva bestial, deci nu trebuie să upgradați set motorul sau nu știu ce. Pentru cei care vreți între, deci confort, mai mult confort și un pic de tracțiune la pantă, un pic de tracțiune și viteză, un ambreiaj de 107 cu niște arcuri albe full, e super, pot să zic. Iar pentru cei care vreți, chiar vreți, viteză, un ambreiaj sau saboți, mai precis zis, pe 105 cu două arcuri, cu oală pentru 105, cu niște arcuri, cel central, galben, iar astea albastre sau galbene, dacă nu și stoc, sunt bune, cu niște role de 5 grame, o să aveți o viteză top speed, chiar și 6 grame, n-ar fi rău. Eu pot să zic că la Malaguti, la ora actuală, folosesc role de 4,7 grame RMS, variator stock, curea stock și un pic uzată, și ambreiajul folosesc saboții de 105, în rest nimic, deci set motorul original de 50, toate piesele stock, deci nimic, tuning, nimic, și pot să zic că depășește 84 km la oră real, nu chestii și afaceri, deci kilometri reali. Așa că eu zic că este destul de bine pentru un scooter de 50. Ok, fraților, eu am fost Mișcu și ne revedem în clipul următor.